Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Este o dictatură cumplită. Am aflat, mare dictatură. Luna august al anului trecut, Ilie Bolojan, poate ați auzit de dânsul. Domnul de la Oradea. Da, domnul de la Oradea, președintele Consiliului Județean. Dom'le, se vede și i-a trăznit prin cap. Este ceva înfiorător. Deci, în loc, nu, pur și simplu nu are încredere în subordonații săi și a pus sisteme GPS pe mașinile instituției și a început să fie verificat traseul acestora și consumul de combustibil. Deci nu mai merge cum mergea pe cuvânt de onoare și pe foaie de parcurs, pur și simplu am fost colo, am fost dincolo, acum e verifică. Ceea ce este, cum să spun, acum, în fine, nu vreau să comentez prea mult. Dar iată că acum au început să se vadă și rezultatele acestei decizii totalmente nedemocratice, tovarăși. S-a constatat o scădere dramatică a consumului de combustibil. E, te poți, na. Dramatică, vă spun. Dezastru. Pe oameni... Da. Oamenilor nu le mai arde să meargă nicăieri. Da. Adevăr că e scârbit. Este o decizie de asta și nu mai mergi. Supravegheat. Nu că... Exact. Da. Cum ar fi să fim și noi supravegheați la radio, să stea unul să ne numere intervențiile, minutele sau ceva. Știi ce zic? Ce zici? N-ai mai face, nu? Nu înțeleg. De nervi. Tu vrei GPS la intervenții? Da. Vrei GPS la intervenții, da, sau ce? Da, da, mă, da, deci tu ești împotriva acestui sistem. Da, total. Da. Ai asta. La muncă trebuie să te simți bine, Vlad. Da, corect. Nu trebuie să fii, să te simți urmărit, să te simți șicanat. Adevărul că pomparea de benzină din rezervor sau alimentarea suplimentară în canistră se poate face în grup, în gașcă, pe veselie, pe bucurie. Când, iată, te duci la grătar, faci o pauză la benzinărie și în timp ce se umplu canistrele, mai completezi o foaie de parcurs, mai nu știu, să fie, oamenii se simtă bine. Cred. Nu? Și acum, sigur, practic că furtul de benzină a fost grav afectat, nu au mai rămas decât șpăgile. Dar altfel e sentimentul, știi? La șpagă, cred că nu e același lucru. La benzină era mai simplu, mai popular, mai democratic. Asta cu șpaga e mai exclusivistă. Și, deci, potrivit presei locale bihorene, măsura instalării GPS-urilor pe mașinile Consiliului, adică, de fapt, un sistem de management flotă... Ce sună și urât. Dar, domnule, ce-o fi cu acest președinte de Consiliul, da, Județean? Nu poate să fie și el baron local, ca mulți alții. Face sisteme de management flotă, pune GPS. Deci, acest sistem a dus la o reducere cu, țineți-vă bine, 40% a consumului de carburanți. Păi, cred că în curând în Bihor o să intre în faliment benzinăriile. Exact, asta mă gândeam și eu. Mergem plus, în continuare pe sistemul ăsta. Plus atâtea familii de angajați ai Consiliului însingurate, nu mai ia nimeni copiii de la școală, nu, da, mai duce nimeni nevestele și iubitele la cumpărături, nenorocirea de excursii abandonate. Ui, 40% scădere la consumul de combustibil e după mult. Ce s-a început să se verifice pe bune, pe unde merg ăia? Să scadă și turismul la Băile Felix, sunt multe consecințe. Ramuri afectate. Da, și teroarea se intensifică. Ieri Consiliul Județean a votat în unanimitate, ăștia pe principiu ne-au făcut o nouă, să vedeți și voi cum e, au votat în unanimitate ca măsura să fie extinsă la mașinile tuturor instituțiilor subordonate Consiliului Județean. Băi, ce, deci, oameni! Bine le ce... faci! Da. Deci îi verifică unde sunt cu mașinile, cum s-au generat foile de parcurs, cum se consumă carburantul și așa mai departe. Și analiza conduitei șoferilor. Plus asta, ce, adică pe GPS vezi când a depășit viteza, pe unde a fost, nasol de tot. Da, e foarte ciudat ce se întâmplă la Bihor. E responsabilitate față de banul public, eficiență. Dom'le, nici n-ai zice că suntem în România. Dar stați, mai avem. Acum o săptămână, Consiliul Județean Bihor a votat bugetul pentru anul acesta, care prevede sume record pentru investiții. Ai, pune și la treabă. Da! 115 milioane de euro. În loc să împartă banii ăștia, să facă și ei niște cadouri, să dea la popor, pur și simplu, ăștia fac investiții. Ce anume? 10 de kilometri de drumuri noi vor fi realizați anul acesta și anul viitor, a declarat Ilie Bolojan în ședința Consiliului Județean. Dai seama, i-a luat prin surprindere. Da, eu zic, nu, cred că la Bihor nu mai e, dar pe noi ne-a prins surprindere, eu zic să-l oprească cineva, ca află și restul cetățenilor din alte județe și pe o să vrea toată lumea la fel. Pe de altă parte, nu mai dai și tu știri de astea. Da. Că uite, ne ascultă lumea. Și noi contribuim. Nu poți să știi ce se întâmplă. Asta dacă am putea să contribuim cumva la extinderea acestei terori care se întâmplă împotriva hoților de bani public în Bihor, aș fi foarte fericit. Mie că dorm la ora asta. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.